Banca Transilvania îți prezintă România în direct cu Moise Guran la Europa FM. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Intrăm în forță așa într-o dezbatere mai dificilă, mă gândesc eu, dar nu și pentru profilul publicului acestei emisiuni. Așadar, ministrul de finanțe, domnul Viorel Ștefan, în acest weekend, într-un interviu la Digi24, a anunțat o reformă chiar mai radicală decât se profila inițial, pentru că acum două săptămâni domnul Viorel Ștefan spunea că facem o regularizare după un an a impozitelor. În acest weekend, ministrul de finanțe a spus că, începând din anul 2018, statul ne lasă salariul brut. Altfel spus, mai puțin contribuțiile, CASE-ul și CASS-ul. Altfel spus, impozitul pe salarii, care acum este de 16%, nu va mai fi colectat de către patronii noștri lunar, pentru a-l vira statului român. Urmând ca după un an de zile, în mai 2019, noi înșine, cu ajutorul unor consultanți fiscali, să ne declarăm impozitul realizat, veniturile de fapt realizate în anul precedent și să plătim din urmă. Sună bine din punctul meu de vedere. Cel puțin așa mi se pare. E ideal. Mulți dintre noi cred că ar trebui să știe cam ce impozite plătesc pentru faptul că muncesc în România. La drept vorbind, cei mai mulți dintre noi știu cât au salariu net. Foarte puțin conștientizează cât dau la stat. Nu este 16%, să știți, o mare cotă de impozitare dacă e să ne comparăm cu alte țări europene. Dar parcă totuși mai responsabil să fim, mă gândesc. Pe de altă parte, dacă e să întoarcem lucrurile, acest tip de colectare a impozitelor va funcționa, de fapt, pentru fiecare dintre noi ca un fel de credit. Un an de zile poți să folosești banii pe care îi datorezi statului ca impozit pe salariu. 16% nu e chiar puțin, să știți. Unii, de exemplu, i-ar putea investi, alții i-ar putea cheltui. Și de aici încolo începe dezbaterea. Ce faci dacă după un an de zile nu mai ai bani să dai statului pentru munca de anul trecut? E, aici să știți că, în ciuda părerii proaste pe care în general românii o au despre ei înșiși, în general noi nu suntem o nație care să aibă probleme cu datoriile. În perioada de criză am avut, dar toată lumea a avut în perioada de criză. Românii sunt în general buni platnici, dar fiscul din România nu este un foarte bun colector. Dovadă și nivelul foarte înalt al creanțelor pe care statul, fiscul, le are de recuperat de la cetățenii săi, fie că vorbim despre restanțe la plata unor impozite, dar mai ales despre imposibilitatea de a executa silit diferite amenzi contravenționale până la recuperarea unor prejudicii stabilite în cazuri penale. Acolo sunt niște miliarde de euro, de ani de zile, de peste 15 ani de zile, care se tot strâng pentru că fiscul nu este capabil să facă așa ceva. De aceea vă invit astăzi la România în direct să punem în balanță și ce-o fi bun și ce-o fi rău în aceste propuneri și să stabilim dacă e o propunere care ar merita luată în considerare, dacă va fi mai bine așa sau mai rău. Știu, există tendința sau tentația multora dintre noi să politizăm această dezbatere. Să zicem, domnule, sigur au ei altceva în minte. Și eu cred că au altceva în minte, sincer să vă spun, dar asta poate o să vă explic la pastila Bizidei. Acum haideți să ne concentrăm pe această propunere și să vedem dacă ea este bună sau nu pentru țară. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați în acest moment pentru a intra în direct. Bună ziua, Mihai! Bună ziua! Vă ascultăm! Haideți să începem cu o întrebare. Cât mai e deducerea personală? Astăzi lucruri care se vor negocia, se vor anunța. Cât nu știu, mai știți cumva cât mai e deducerea personală? Cât am eu acum din salariu, deducerea personală? Cât mă întrebați? Este, da, cât... Deducerile sunt de mai multe feluri. De exemplu, pentru... copil întreținere. Pentru copil întreținere e 1 milion și ceva, dacă mi-amintesc eu bine. 100 și ceva de lei. Dar nu știu sigur. Trebuie să mărturisesc. Nu știu sigur. Deci, asta ca să eliminăm supoziția aia că noi muncesc în România și cam știu românii ce impozite plătesc. E greu, nu ești consultant fiscal, ești un vieț angajat. Este vorba și de modul în care se calculează, să știți, deci se elimină din baza de impozitare CASE-urile, CASS-ul, CASE-ul, fondurile. 230 de lei. Așa, ok. Întâmplător, știu cum am uitat și eu cu un calculator de salarii pe sau un propriu cutraș. Eu vă pun o întrebare a doua.
cum faci în momentul în care vrei să fiscalizezi tot felul de venituri care nu, pe care nu tu, statul român, le-ai facilitat. De exemplu, într-o comună unde toată lumea se cunoaște, toată lumea, vine primarul, vede că o familie, bunica, femeia casnică, cu copiii, trăiesc decent, au o casă care se mai construiește an de an, mai apare și o mașină la mâna a doua, dar nu le-a putut societatea asigura locuri de muncă. Uh-huh. Și zice, a, dumneavoastră, de unde aveți bani? Păi, dom'le, mi-a trimis bărbatul, muncește afară, săracul, l-a zidit pe frig, pune-te în cuială. Da, așa. Ia plătiți impozit. Vine impunerea, stați, e nejustificată. A existat un punct de vedere al unui consultant fiscal de la Ernst & Young în acest weekend, care chiar a spus, domnule, e o problemă cu românii care muncesc afară și trimit bani în țară, pentru că ei vor trebui să-și declare domiciliu fiscal undeva, ori aici, ori acolo. Asta cel mai, e, cel mai e probabil, prostii, pentru că vor trebui să-și declare, să spunem că România acceptă că ei să-și declare în altă parte, dar aia de acolo unde muncesc ei, pentru 3 luni. E obligată, nu, România e obligată să accepte asta, pentru că sunt niște convenții de evitare a dublei impuneri. Dar rezidența fiscală acolo? În Danemarca, ca să-ți faci o rezidență fiscală, ți-a 2 ani. Mihai. Și eu mă duc să muncesc 9 luni, că atât ai contract. Mihai, bine ar fi să fie, cum spuneți dumneavoastră, mie mi-e frică că îi împingem afară din țară de tot pe românii care au plecat să muncească 9 luni. Păi cam asta o să se întâmple, sau vor veni niște impuneri pe care oamenii, ca să nu mai stea prin instanțe 5 ani, vă spune unul care a fost PFA. Deci așa, am avut un proces care a durat 5 ani. Două instanțe, o cale de atac extraordinară, alte două instanțe. Ca Mihai, să haideți să revenim la subiectul de astăzi, că e multă lume care vrea să vorbească. Vă întreb așa, da, deci spuneți că e rău și pentru că e rău. Rău. Este extraordinar de pervers. Ei vor să scoată bani de la amărâți, care mai primesc... Nu știu, îți aduce unul o mașină la mâna a doua pe care nu te pune să o plătești, că e frate, tu e rudă, și ți-o vor imputa, zice, aha, ai avut bani de mașină? Da, 16% la valoarea mașinii. Este, nu se duc la persoanele fizice. E speculativ ce spuneți, care au datorii criminale de milioane, al de primar de sectorul nu știu care, de al de nu știu ce afaceri, sunt pe lista aia, ei nu se duc acolo, nu se duc la marea evaziune, nu se duc la firmele care au de 10 ani pierderi de zeci de milioane stați de așa, euro. Se pune, dar cum funcționează firma? Mihai. Nu cumva expatriați profitul? Mihai, nu, ceea ce, tot la legătură, ceea ce la spuneți dumneavoastră are logică, are sens, dar este speculativ, deocamdată n-a vorbit nimeni de așa ceva. Dar de ce spun că are logică și are sens? Pentru că în momentul în care ai acest tip de urmărire și proprie declarare a veniturilor, într-adevăr, se poate face o comparare mai bună a ceea ce ai dobândit cu ceea ce ai câștigat. Deci, revenim și vă spun că e prematur. O să mai vorbim despre asta categoric, pentru că se anunță o reformă fundamentală care ne va schimba viețile. Eu știu cum a fost în 2003-2004 și voi readuce această temă pe măsură ce politicienii, factorii de decizie, vor aduce noi idei în această dezbatere. Dar deocamdată mi se pare prematur. Nici nu știu dacă ar fi așa rău să urmărească cineva și achizițiile și să le compare cu veniturile. Dar pe de altă parte, da, noi ca o țară europeană și o economie deschisă cu tot felul de circulații ale banilor, capitalurilor și a forței de muncă, da, asta s-ar putea să fie o problemă. Vă mulțumesc mult, Mihai. Bună ziua, Carmen! Bună ziua! Vă mulțumesc în primul rând că ați așteptat, Carmen. Vă ascultăm. Da, nicio problemă, nicio problemă. Mie mi se pare o măsură aberantă, pentru că cetățeanul de rând din România nu e capabil să-și facă singur niște calcule aproximative. Tocmai de-aia va avea un consultant fiscal. Știu. Cozile care vor fi la acei consultanți fiscali vor fi groaznice, așa cum se stă și acum la medicul de familie. Deci iese părul prin căciulă, așa se va sta și atunci. În loc să poți să-ți vezi de viața ta, trebuie să stai la orarul și cheremul consultantului fiscal. Vedeți că este o meserie liberalizată, ceea ce înseamnă... Ca, exact ca la medici de familie, cum ați folosit comparația dumneavoastră, pot fi mai mult sau mai puțin, în funcție de calitatea consultantului respectiv. Da, și dacă... Și ce te faci? Dacă vrei la unul de calitate, ce te faci? Te muți! Îți iei fișa și te duci la altul. Și te duci la altul care îți greșește și te trezești după aia în instantă, nu? Mie nu mi se pare așa proastă ideea asta cu consultanții fiscali. Știu că sunt împotriva curentului total. L-am ascultat și pe colegul Petreanu, care zice, domnule, va fi un dezastru. S-ar putea ca la început să fie un dezastru, însă mie îmi place ideea. Să vă spun de unde e inspirată. E inspirată de la IFN-urile care dau, așa cred, acum speculez eu, e inspirată de la IFN-urile care dau bani pe termen scurt cu dobândă mare. Ăia au o rețea de
nu știu cum să le zic, vânzători de credite, nu sunt consultanți, sau consultanți, habar n-am, care ei se ocupă și de recuperarea banilor, ei se ocupă și au exact așa rețele din astea de cartier, în care oamenii se cunosc între ei, cu consultantul sau cei ăla, vânzător de credite. Ai nevoie de bani? Ia, cash, a venit la ușă. După care tot el urmărește banii până ți-i recuperează. Deci ideea asta cu consultanții fiscali nu mi se pare atât de rea. Tu vrei să te duci să-ți achizi datoria și de obicei sunt anumite societăți, au fost, nu vreau să dau nume, care aveau grijă să nu poată fi găsiți la termen pentru a se acumula dobânzile acelea uriașe. Aia e la cămătari, mai degrabă la cămătari s-a întâmplat asta, din ce știu eu. Da, mă rog, nu vă contrazic. Carmen? Nu vreau să dau nume pe post. Bine, Carmen, haideți să revenim. Deci asta. Nu vi se pare revenim. Bună ideea cu consultanții fiscali? Hai să spunem că nenea George de la Cucuieții din Deal, da? Este pensionar, are o pensie... Nu, hai să vorbim de salariați. Care... De ce să vorbim de pensionari? Are o pensie de la care el nu, să zicem, nu îi se va reține impozit, pentru că e micuță, da. E sub 2000 de lei, da. Dar are un lot pe care îl cultivă și de pe care vinde undeva la piață cu contract sau fără contract sau treaba lui. Așa. Scoate bani din pământul acela. Da. Absolut aleatoriu. Deci, alunecări de teren, inundații, secetă, nenorociri. Omul acela niciodată nu va putea să-și estimeze câștigul. În momentul de față, pentru anumite tipuri de culturi, există un impozit forfetar, nu știu dacă știți. Păi, nu știu. Adică se presupune că dacă ai pus cartofi la hectar, trebuie să plătești o sumă fixă. Ai făcut, n-ai făcut, aia e. Dar acest impozit deja funcționează de pe vremea guvernului Ponta. Și dacă acum se schimbă situația, ce ne facem? Dezbaterea de astăzi, Carmen, și stimați ascultători, e legată mai ales de veniturile din salarii. Ar însemna să speculăm prea mult. Da, eu cred că vor globaliza și veniturile din agricultură. Sau cel puțin așa ar fi normal, deși natura juridică acelora este diferită, este civilă. E o dezbatere, dar deocamdată nu avem elemente să ne ducem către acea direcție. De-aia vă propun să ne concentrăm pe asta cu salariile și pe capacitatea românilor de a da bani înapoi după un an sau nu. Ce spuneți, Mihai? Bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Ce să spun? Ideea este, în acea gospodărie se iau în calcul și pensiile sau numai veniturile din salarii? Din ce ești... E o chestie care nu e trecută nicăieri. Așa este, dar tocmai de aceea nici nu vreau să intrăm foarte mult în această dezbatere. Eu cred că nu se vor lua veniturile din pensii decât peste anumită limită, așa ar fi logic. Dar speculez eu acum. Da, fără să ne supărăm unul cu altul, știți cum e în România chestia cu crezutul? Da. Deci, era la pușcărie, zice, pentru ce ești domne la pușcărie? Pentru credință. Cum adică pentru credință? Păi am crezut că nu mă prinde. Mihai. Așa și noi. Mihai, sunteți salariat? Nu, sunt pensionat, de-aia vă întreb. Nu știu să vă dau răspunsul la această întrebare. Deci, încă o dată, eu, Mihai, fac această precizare pentru toată lumea. M-am abținut cât am putut să comentez informațiile care au ieșit la început, pentru că sunt informații incomplete. Exact, și s-au și schimbat după aceea. Adică ministrul de finanțe și-a schimbat informațiile pe care le-a dat. Le-a întors peștele pe partea aia. Deci nu să aveți o emoție cu pensiile. Nu, n-am emoție. N-am nicio emoție. Chestia este simplă. Se sau nu se cumulează. Și cu asta depinde ce o să scrie în lege. Dumneavoastră spuneți că nu ar fi normal să se cumuleze, nu? Păi eu zic că nu. Pentru că noi, ăștia care primim bruma aia de bani, o primim pentru că am plătit toată viața niște contribuții. Da, dar acelea sunt, contribuțiile reprezintă muncă ce n-a fost impozitată. Atenție! E câștig neimpozitat contribuția. Cum adică neimpozitat? Vedeți? E complex. Deci, atunci când se calculează impozitul pe salariu... Eu pot să vă spun exact cum era. Era salariu. Da. Cât era, să zicem, 3.000. Scurtați un pic, vă rog, mesajul, Mihai, că vă auzim foarte rău. Mihai? O secundă, o să mă auziți mai bine imediat. Ok. Deci, o să explic eu, până vă auzim pe dumneavoastră, o să explic eu că în momentul în... mai bine. Vă rog. Așa. Înainte aveai salariu, 3.000. Așa. Primul capitol, după prima liniuță după salariu, era impozitul pe salariu.
Așa. Ți-l impozita pe tot. După care, din netul rămas, începea să-ți oprească sindicat, pensie, sănătate și alte minuni. Asta înainte de Revoluție. Exact. Dar înainte de Revoluție, contribuția era de 1% până în 80, de 2% după 80 și e adevărat că toată lumea a plătit-o, dar a fost opțional de 3%. Noi acum vorbim de contribuții de 30% și peste. Da, și bă, da. Care, atenție, vă mulțumesc pentru telefon, Mihai, care, atenție, se scot din baza de impozitare înainte de a se aplica cei 16%. E o dezbatere grea, într-adevăr. O impozitare a contribuțiilor sau a pensiilor ar fi probabil o lovitură destul de mare. Dar vă propun să nu intrăm foarte mult pe tărâmul speculativ, că și așa e dificil. Să vorbim despre ceea ce știm cu certitudine ca fiind date de la Ministerul de Finanțe. Bună ziua, Adrian! O zi bună, domnul Moise Guran, atât dumneavoastră cât și ascultătorul Europa FM. În principiu, eu salut inițiativa guvernului, ca să zic așa. Însă sper că este doar o mică parte dintr-un sistem mai mare. Așa cum a spus și dumneavoastră mai devreme, avem nevoie de mai mult pentru a fi un sistem care să funcționeze. Probabil o perioadă va fi greu ca populația să se obișnuiască cu acest nou sistem de impozitare, dar orice lucru nou, bănesc că și are... Hai să vorbim despre dumneavoastră, Adrian. Sunteți salariat? Da. Așa. Și cum vi se pare ideea de a nu mai plăti impozit un an de zile pe salariu pentru a plăti după aceea, în anul următor, pentru tot anul care a trecut? O chestie de educație financiară, din punctul meu de vedere. Vă simțiți capabil să țineți de banii aia? Care e planul noastră cu ei? Îi puneți într-un cont de economisire? Uite, eu idee. Probabil. Ei dobândă la ei, nu? Probabil. Probabil asta va fi varianta. Și de ce vi se pare mai bine decât în sistemul actual, cu stopajul la sursă, adică la patron? În primul rând, va crea un nou curent de educație civică. Oamenii vor realiza ce și cât plătesc statului român, chiar dacă este doar o parte. Din punctul meu de vedere, angajatul a trebuit să primească mână și contribuția la asigurările de sănătate și contribuția la pensii și să le distribuie în funcție de necesități, ca să zic așa. Păi, da, dar v-am explicat în intervenția, nu știu dacă a auzit-o toată lumea de mai devreme, că impozitele pe salarii colectate într-un an de statul român depășesc 6 miliarde de euro, atât au fost în 2016. Dacă mai punem și contribuțiile, ne ducem undeva spre 20 de miliarde de euro. Ar fi extrem de riscant. Mă înțelegeți ce vă spun? Da, este riscant, într-adevăr. Din punct de vedere fiscal este riscant. Există riscul de a nu putea colecta la momentul necesar. Probabil banii se vor colecta, dar în timp. Trebuie definite și niște mecanisme de colectare îmbunătățite. Ce se întâmplă cu persoanele de mediu rural, care nu au educație financiară, care nu au acces la bănci, care nu au acces la consultanți financiari. Să știți că asta cu educația financiară e cu dus și întors. Mie întotdeauna mi s-a părut că eu, ca jurnalist, noi am avut drepturi de autor într-o perioadă, era perioada drepturilor de autor și am fost obligați să ne facem tot timpul, eu și acum am, de exemplu, declararea anuală a veniturilor. Dacă ai și salariale și din drepturi de autor, atunci le declar și se globalizează. Vă mărturisesc că niciodată n-am înțeles formularele alea. Pentru mine sunt ca la... cum se zice, când ai examenul pentru permisul auto, nu trebuie să aibă logică, trebuie să aibă logica polițistului care a făcut. La fel și cu fiscul. Nu trebuie să înțelegi, adică nu are logică ce scrie acolo, trebuie să înțelegi logica celor de la fisc. Adrian, dar spuneți-mi, de ce vi se pare mai bun decât sistemul actual? V-am spus, în primul rând, datorită creșterii gradului de civism și de conștientizarea populației a faptului că plătește și că în urma banilor lor trebuie să aștepte niște servicii mai bune. Uh-huh. Al doilea servicii punct ar fi de servicii de la financiară. Okay. De servicii de la stat, la asta vă referiți? Servicii de la stat, da. De banii pe care îi plătim noi statului român, primim niște servicii, primim bază, primim sănătate, primim drumuri. Și acum ziceți dumneavoastră, nu cerem statului că nu suntem conștienți de câți bani dăm impozit pe salariu. Sunt foarte multe persoane care nu sunt conștiente de banii care se rețin de către angajatori și care se livrează statului român. Ok, foarte multe. De vedere. Eu nu cred că sunt atât de multe, dar e punctul nostru de vedere și îl respect. Bun, în afară de asta cu civismul, mai e vreun avantaj?
Da, creșterea educației financiare în timp. Într-un an, 2, 3, 5 vom ști să folosim mai bine conturi, să facem plăți, da? Vom lucra cu niște consultanți financiari, așa cum ați spus dumneavoastră. Ok, sunt niște argumente valide. Vă mulțumesc, Adrian. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. Pe termen lung, sunt niște argumente valide, dar pe termen lung. Bună ziua, Lucia. Bună ziua. Vă ascultăm. Eu trăiesc în România, dar am trăit în Statele Unite, sunt cetățean american. Aha. Și am vrut, chiar vreau să precizez că foarte prost înțeleasă ideea asta că vom plăti taxele la sfârșitul anului. În primul rând, două lucruri foarte diferite. Cel care este angajat, angajatorul și în Statele Unite plătește impozitul lunar. Da. Doar cel care are firmă particulară, cum sunt aici, ar fi firmă pe social security, ar fi ca și asociație familiară. PFA, zicem noi. Cel mai des la noi se întâlnește forma de persoană fizică autorizată. Așa. Ok. Na, ăla își face o dată pe an în contextul ăsta. Odată adică declarația de venituri. Încerc eu să traduc. E ok, Lucia. Este personală și te duci la un nu consultat financiar, tu ți-l cauți și tu ți-l plătești. Și este foarte greu ca la sfârșitul anului să-ți plătești din urmă banii care impozitul. Că ți-ai luat când BMW ajungi, de banii ăia. Când ajungi la în ianuarie să faci, acolo să dă declarație cei care au lucrat la tine, tu trimis la IRS. Da, adică la fisc, da. Da, la fisc și după aceea ce-ți rămâne ție, rămâi tu încărcat tu cu banii respectivi și vei plăti, după aceea faci tu taxele personal. Și atunci plătești de acolo, îți plătești impozitul. Doamne, ați înțeles perfect propunerea Ministerului de Finanțe. De ce nu vi se pare bun acest sistem? În primul rând, la noi nu știu 20% sunt analfabeți în România, cu regret. Nu știu măcar ce zile are săptămână. Cum vrei să-l trimiți la consultant financiar să mai fie o povară pe stat, să mai plătești consultant financiar? Pentru că o dată pe an trebuie să lucreze. Sau în fiecare lună te duci la contabil să-ți facă contabilitate personală. Eu nu sunt atât de sceptic în legătură cu... Să știți că de partea asta cu educația financiară... Pe cine? M-am ocupat foarte mulți ani și vă spun că eu nu sunt atât de sceptic în legătură cu nivelul de educație financiară al poporului român. Eu am plătit în fiecare an la sfârșitul anului banii care... impozitul. Și mi-e foarte greu să plătesc. Venea 7-8-10 mii de dolari. Oh, foarte greu e de să-i pui totodată jos. Tocmai de aceea trebuie să-i strângi din timp. Vă mulțumesc pentru opinie, Lucia. Cine strânge din timp? Cine știe că urmează să plătească? Întrebarea e ce ți se întâmplă dacă nu plătești. Are statul creanță fiscală asupra ta, adică urmează să te execute. Cum? E o discuție întreagă. 0372069599. Bună ziua, Radu! Bună ziua, bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Din punctul meu de vedere, e la fel de util ca și cum am schimbat de mâine mersul mașinilor de pe partea dreaptă a drumului, pe partea stângă a drumului. Și când mă refer la asta, mă refer utilă din punct de vedere al statului. Aici vorbim de o propunere a guvernului. Nu o să intru în partea de salarii, venituri, deși, cum ai zis și tu, încă nu știm, se aplică doar la salarii. Ulterior se vor aplica și la alte venituri. Dar vorbim de un stat care trebuie să strângă o sumă de bani. Nu există nicio explicație logică pentru care veniturile vor fi colectate mai bine, pentru că știm că nu vor mai strânge la fel deoarece se schimbă cota, știm că nu vor mai strânge la fel deoarece un cost cu asociat cu consultanții fiscali, 35.000, ministrul cu finanțelor a vorbit doar de salari. Cum ziceați voi, o să meargă consultantul fiscal la țară. Cine te contează transportul din municipiul reședință de județ la 40 de kilometri distanță, de 6 ori, oricât costă litru de motor. Toate acestea sunt cheltuieli. Așa? Pe care statul le pierde dintr-un venit. Nu neapărat. Să vă explic de ce. Ascultându-l pe ministrul de finanțe Viorel Ștefan, dar aveam această bănuială. Vedeți, statul are, adică fiscul, direcțiile fiscale au și în momentul de față birouri de asistență a contribuabililor. Sunt o grămadă la nivel național de angajați ai fiscului care cu asta se ocupă. Altfel spus, statul deja cheltuie, nu știu să vă spun cât sunt, sigur nu sunt 35.000, garantat nu sunt 35.000, statul deja cheltuie bani cu acei oameni.
aproximativ 4.000 în sistemele de la FISC în central, din câte știu eu, dar poate fi o, oricum, mult mai puțin de 35.000. Okay. E vorba de utilitate. Obiectul pentru care guvernul României decide să facă o asemenea schimbare, care e? În cel mai rău caz poate fi doar colectarea mai bună. Veniturile clar nu vor fi mai mari, doar ce schimbă cotele de impozitare. Că vorbim doar de veniturile din impozit de pe salarii. Păi vorbeai... Radu, stați, ați folosit o comparație care, pe cât de plastică, pe atât de puternică. Schimbarea cu mersul de pe stânga pe dreapta. Dacă de mâine s-ar schimba regula și ar trebui să circulăm pe partea stângă, probabil că în primele zile ar fi niște accidente mortale. De ce ați făcut această comparație, vă întreb? Pentru că vor fi niște accidente mortale cu persoanele care nu au suficientă capacitate să strângă banii, da? Care nu au niciun fel de lucruri pe care statul ulterior să le poată executa, da, cu ale căror cheltuieli vor... Dar pentru aia avem legea falimentului personal. Poate ați uitat. Da. N-am uitat. Perfect de acord. Avem legea falimentului personal. În schimb, cred că în mod practic trebuie să luăm în considerare realitatea doar a angajaților din România, în care salariul mediu este de 2200 de lei net, ceea ce înseamnă că vreo 1.000.000 de oameni lucrează pe salariul minim, și atunci acele persoane, oricât credem, nu sunt de acord că sunt analfabeți, nu sunt de acord că nu știu să-și gestioneze banii, dar dacă nu pot, n-au nici din ce să fie executați. Da, e faliment personal, rezultă, statul nu primește bani nici în falimentul personal. Ori momentan, prin colectarea la sursă, statul primea 100 de lei, 50 de lei, 200 de lei și de la salarii. Radu, dar dumneavoastră cine sunteți? Viorel Ștefan sub acoperire? Pe bune, de ce vă pasă atât de mult de statul român? Hai să vorbim, domnule. Îți spun de ce, dacă pentru că avem băi de autostres, conduc foarte mult. Care autostres, domnule, a fost... Domnule, au fost 330 de milioane de euro investiții în primele 3 luni, pe bune, adică... Aș vedea alte priorități decât schimbarea asta. Și de ce am zis-o așa de plastic, e pentru că mai fac un... E ca și cum Kennedy ar fi zis că vrem să mergem de lună la anul, înainte să vedem dacă avem rachetă, cum arată racheta, dacă am testat racheta. De fapt, chiar a zis ceva de felul ăsta. Radu, trebuie să scurtez discuția cu dumneavoastră. El a zis 10 ani. Vedeți pe HBO Go, e un documentar, cred că v-am mai spus la radio, de el m-a surprins, se numește Programul Spațial Iugoslav. O să aflați multe despre cum au ajuns americanii în spațiu și despre afacerea pe care au făcut-o ei cu sârbii acum... Cât sunt? 70 de ani, 60 de ani de atunci. Vă mulțumesc pentru faptul că ne ascultați, Radu. Sunteți un ascultător deosebit. Mai sunați-ne. Cristina, bună ziua! Cristina, mai sunteți? Cristina, cred că a închis. Îmi cer scuze. Durează un pic mai mult discuțiile pe această temă, pentru că e o temă dificilă. Bună ziua, Alexandru! Salut! Aștept, cred că, de 15 ani vestea asta, de când am aflat și eu prima dată cum își plătesc americanii impozitele. Și nu pot să zic decât că sunt extrem de entuziasmat că s-a ajuns și la noi să se discute despre varianta asta. La asta sunt salariat? În momentul ăsta am un contract de colaborare cu o multinațională americană care preferă să facă lucrurile pe la noi, cum o fac și la ei acasă. O externalizare, cum ar veni? Da. Ok. Da. Și mă bucur că m-ai prins acum între doi clienți, că pot să vorbesc. Așa, povestiți-ne. E o experiență interesantă. Ok, noi acum practic avem PFA-uri care au practic o bază de deducere. Sunt anumite cheltuieli pe care noi ni le putem deduce, dar stau și mă gândesc. Și anumite cheltuieli, atenție, deci pe PFA avantajul este că nu mai plătești contribuțiile pe care le plătește angajatorul pe fondul de salarii, care reprezintă tot o cheltuială salarială, de fapt. PFA-ul plătește doar pe persoană, contribuția exact. Pe persoană. Ok. Asta una la mână și a doua sunt anumite cheltuieli pe care ca eu să pot să-mi desfășor activitatea ca și PFA, eu pot să mi le deduc. Uh-huh. Pot să spun că și ca salariat ai anumite cheltuieli, hai să zicem, gospodărești. Nu știu dacă am voie să spun numele unor televiziuni acum. Aș prefera să nu, sincer să vă spun. Ok, a fost o televiziune care sâmbătă seara, târziu, a intrat oarecum în detaliile tehnice ale acestei propuneri legislative. Nu m-aș lua după ce declară nici măcar Liviu Dragnea pe la diferite televiziuni, pentru că v-am zis, chestiile astea se tot schimbă. Nu, este un reportaj de la o televiziune independentă, au făcut și niște simulări financiare pentru publicul larg, niște simulări generale,
Din câte am menționat acolo, vor exista, practic, pentru fiecare gospodărie, o bază de deducere. Da. Anumite cheltuieli și o anumită sumă anuală. Care nu se impozitează, care se scot. Da, așa. De lucru care astăzi nu știu cât de valabil este. Știu că haideți să vă povestesc eu, vreți? Deci am această experiență pentru că am trăit și IVG-ul și iar noi jurnaliștii v-am zis de prin 2006-2007 așa a început o modă a contractelor de drepturi de autor. După care aia s-a complicat, unii dintre noi, eu de exemplu, eu am renunțat destul de repede să plătesc angajații firmei Bizidei pe contractul de drepturi de autor, deoarece era o legislație extrem de neclară. Dar noi, de exemplu, jurnaliștii, aveam o deducere de 40% sau ceva de genul ăsta, dacă nu chiar mai mare. Acum s-a redus undeva la 20%, dar numai pentru contractele de drepturi de autor. În același timp, ca persoană, poți primi deduceri pentru că ai copil, cum e și acum, da, a vorbit primul ascultător care a intrat în direct. Pentru că îți poate da statut pentru orice. Pentru că ți-ai făcut, era pe vremuri, asigurare privată de pensie. Aveai o deducere într-un anume plafon. Pentru că ai mai mult de 3 copii sau de 4. Pentru ce vrea statul să încurajeze? Deci acest sistem de deduceri, într-adevăr, este un instrument foarte bun. Mă înțelegeți, Alexandru? Asta vreau să și zic. Nu știu dacă în prezent pentru angajați există acest sistem sau la ce nivel se aplică, dar... Mi se pare nedrept, eu acum trebuie să am un PFA și plătesc impozit pe ce rămâne în PFA, da, după ce s-au scăzut cheltuielile. Ori fiecare român care muncește în țara asta are niște cheltuieli gospodărești pe care nu și le poate deduce, pentru că lui se opresc cei 16% înainte să înceapă să cheltuie din ei. Așa. Asta e ideea. Păi, na, ideea este că după noua lege, dacă va intra în vigoare și trebuie să vedem și detaliile tehnice cu care va intra în vigoare, vei putea deduce anumite cheltuieli gospodărești. Lucru care acum nu este posibil. Și ăsta e un lucru bun sau un lucru rău? E un lucru foarte bun. Okay. E un lucru extrem de bun din punctul meu de vedere. Ok, e punctul noastră de vedere și îl respect, vă mulțumesc. Mai avem câteva minute. Hai să vedem, Corina mai e. Bună ziua, Corina! Bună ziua, domnule Guran! Domnule Guran, uitați, eu sunt un simplu salariat. La momentul de față, 16% impozitul pe salar mi se ia în jur la 460 de lei. De anul viitor, dacă mai adaug și cu cât ar trebui să plătesc consultantul financiar, ar însemna că aș ajunge la un impozit pe salar mult mai mare. N-a zis nimeni că o să plătiți consultantul financiar. Păi nu a zis nimeni, dar consultantul financiar este o persoană fizică autorizată. Cum s-ar putea să ia de la sursă, de la stat. Vă întrerup o secundă doar. S-ar putea să ia de la sursă, dar tot din salariul meu să ia. S-ar putea să ia din salariul noastră sau nu, Corina, numai puțin. Vreau să citesc o știre. În alta curte a respins contestația la executarea lui Liviu Dragnea în dosarul referendumului. Dragnea rămâne cu sentința de 2 ani de închisoare cu suspendare primită în aprilie 2016. Revenim la discuția noastră, mi s-a părut important să anunț această știre. Deci, dumneavoastră spuneți că va trebui ca cineva să plătească consultantul da. Ăla. În momentul da. De față, medicul de familie îl plătiți? Da, bineînțeles, păi, nu mi se deci, contribuția pentru asigurări sociale de sănătate, CSS-ul îl plătesc aproape 200 de lei. După care medicul de familie primește bani de la Ministerul Sănătății. Da, de ce n-ar primi și consultantul bani de la fisc, de exemplu? Da, dar asta ar însemna să ajung la un impozit pe salar mai mare de 16%, asta vreau să vă spun. Nu neapărat. Dacă e colectarea mai bună, ce vor ei prin acest sistem? Vor să scoată munca la negru, să o scoată la suprafață. Pentru că în momentul de față nu știe nici mutul, nici pământul cine pe unde lucrează și de ce. Ideea consultantului fiscal care e acolo din zonă, da, ăla ar trebui să și urmărească, bănuiesc eu, dar acum speculez eu din nou. Da, deci eu așa simt că mie mi s-ar lua mai mult de 16% din salariu, repet, sunt salariată. Deci eu ar trebui, de exemplu, de la 1 ianuarie anul viitor să mă gândesc să-mi pun de o parte din salar, nu 460 de lei cât mi se reține acum pe fluturaș, ci poate 500 sau 520 de lei. Da, e un plan bun. Rămâneți cu banii, dar dacă nu-i dați pe toți la stat, rămâneți cu ei. De ce vă plângeți de asta? Da, dacă nu-i dau pe toți la stat, de dacă trebuie să dau mai mulți. Pentru că nu știm cum va arăta legea. Ei, asta e o discuție. Într-adevăr, ce se va întâmpla în anul 2018?
Da, un moment, nu mai cunosc, tot mai doresc să vă renunț și să vă rețin atenția. Momentan, toate reținerile care ni se fac nouă salariaților se fac pe baza unor programe speciale de contabilitate. Uh-huh. Ori, aceste programe speciale de contabilitate costă. Aceste programe de, speciale de contabilitate trebuie implementate. N-a zis nimeni că va trebui să ni le cumpărăm. Ah. Păi nu, dar va trebui poate să le cumpere consultantul financiar. Sigur, va trebui să le cumpere sau să le ia de pe internet că sunt la liber. Adică, dacă vreți în momentul... Vă mulțumesc, s-a terminat timpul. Dacă vreți acum, de exemplu, Corina, să aflați exact cât din salariul dumneavoastră reprezintă impozit, cât CAS, cât CSS, cât fond de șomaș, mai știu eu ce, găsiți pe internet și doar introduceți suma acolo și imediat o să aflați. Lucrul, ce e nou sperie, dar... Ceea ce vă propun este să fim deschiși și să vedem ce e dincolo de asta. Să vedem în ce măsură acest tip de reformă ar putea sau nu influența țara noastră. Sigur vom mai vorbi despre asta. Vă mulțumesc pentru emisiunea de azi. Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania. Bonjour! Sunt Jirafel Bănuzoaz și te rog să scoți o foaie de hârtie.